trei polici subliniere ti au rupt în betaie subliniere i-au băgat în spital un minor, l-ar fi obligat să recunoască un furt video. Imagini subliniere ocante în România anului 2018. Trei polici subliniere ti au rupt în betaie subliniere i-au băgat în spital un minor de 16 ani. Ar fi vrut să le conving să recunoască un furt. Perinii unui copil de 16 ani din localitatea ardeana Guacuz, trei politice le-ar fi snopit în betaie băiatul. Întâmplarea s-a petrecut, potrivit spuselor perinilor minorului, la postul de poliție din localitatea vecin, Vinga. Liliana Petrescu a declarat ce unul dintre copiii săi a fost ridicat de trei polițiști, minorul fiind bănuit ce ar fi coautor al unui furt dintr-o locuință din localitatea Gu, scrie speciala Radro. Atât mama, cât și fiul său, spun ce oamenii legii ar fi aplicat minorului o corecție fizic pentru a-l determina să recunoască un furt pe care, spun tot acetia, nu l-ar fi comis. Au venit trei polițiști, Raul Bibar, Silviu Ruian, un polițist pe care copilul nu îl cunotea, dar nu cu maina de poliție. L-au luat și l-au dus la postul de poliție din Vinga, nu din Agu, de unde suntem noi, unde l-au lovit în cap, peste picioare, la coastă și peste mâini. I-au dat ochelarii jos, copilul având dioptrii mari i-au dat cu bocancii în cap și cu pumnii în coaste. Au vrut să le fac să recunoască o fapt pe care de fapt nu a comis-o. La final au pus să semneze o declarație betut la calculatorii, au spus semnează aici, feminusii mei mei recunoate tot ce ai furat, iar copilul, de fric să nu mai fie betut iar a semnat, dar nu tia ce, nici măcar nu a putut să citească ce a semnat. Nu l-au luat doar pe el, ci pentru un băiat, pe care l-au dus la Arad, ca să ia amprentele, spune Liliana Petrescu. Cât despre presupusul furt, mama minorului de 16 ani spune ce, am înțeles ce ar fi vorba despre o pereche de papuci, ceva parfumuri și cred ce niște bani. Acestea ar fi fost furate dintr-o casă din Agu. L-au luat pe copilul meu fiindcă el și celălalt băiat munceau cu ziua la o casă din vecin, la niște lemne. Eu mai lucrez acolo, la un domn, unde mai fac curat. I fiind cei doi copii lucrau acolo, polițiștii s-au gândit ce ei au furat. Nu suntem o familie în strit, dar copilul meu nu a furat niciodată nimic. Tocmai de aceea mai muncea cu ziua pentru a-i mai câtiga un ben. N-am auzit să fie betui violatorii și criminalii, dar au betut un copil nevinovat. Dei întâmplarea ar fi avut loc miercuri seara, perinii au dus copilul la spital abia joi. Acetia spun ce le-a fost și ce le este în continuare fric de acei polițiști, la adresa cărora, în trecut, au mai existat acuzaii de violene. Am sperat ce copilul se va simi mai bine a doua zi, ce lucrurile se vor lămuri, mai ales ce, din ce am auzit,
au descoperit o parte din lucrurile furate, în alt parte. Astăzi, însă, copilul s-a simțit foarte rău, l-a durut capul destul de tare, i-a avut probleme de respirație din cauza loviturilor primite la coaste, aceea am decis să mergem cu mucui la spital, a mai declarat Liliana Petrescu. Copilul de 16 ani a fost adus joi seara la unitatea de primiri urgene a Spitalului Clinic Județean de Urgen Arad, unde a fost investigat imediat de cetre medicii de gard. Acestuia i s-au făcut mai multe analize investigații. În urma acestor proceduri, medicii au decis ce este mai bine, dacă minorul rămâne internat în spital, lucru care s-a întâmplat. Totodată, părinții spun că în cursul zilei de vineri vor depune o plângere la sediul inspectoratului de poliție județean Arad, împotriva respectivilor poliții, dar ce vor merge la serviciul de medicină legal cu rezultatele și documentele eliberate de cetre medicii de la spitalul județean. Am luat lectura cu purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, Claudia Iuga, care a declarat pentru Special Arad ce, în urma unei sesizări la 112 aseară, colegii mei s-au prezentat la spital în momentul de față să fac cercetări pentru stabilirea setării de fapt. În mod normal, parchetul ar trebui să se autosesizeze în acest caz și să fac cercetări, mai ales ce este vorba despre un minor care a fost dus la declarații fără prezența unui părinte alături. Pacientul, internat la chirurgie ortopedie infantil, a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral acut închis, contuzie de coloan cervical și plagă scoriat la gamba dreaptă, a declarat purtătorul de cuvânt al spitalului județean Arad, Simina Roz, pentru Special Arad.